A paralizat și traficul naval, este furtună pe mare, iar porturile au fost închise în urmă cu puțin timp. Iulia Stanciu este în portul Constanța și ne spune mai multe. Iulia, bună seara! Bună seara! În toate porturile de la malul mării, activitatea este complet blocată. După cum vedeți, navele se află la cheu, nimeni nu are voie să părăsească portul. Asta pentru că în larg vântul suflă cu 70 de kilometri la oră, iar se formează valuri de 7 metri înălțime tot în larg. Iar veștile proaste nu se opresc aici. Meteorologii au dat o avertizare de cod portocaliu de ninsori valabilă până mâine seară la ora 18. Iulia, îți mulțumesc!